Codul roșu de vremerea de noaptea trecută, emis pentru zona înaltă din centrul și sudul județului Hunedoara, a produs din fericire doar câteva pagube materiale și agitație în rândul conducătorilor auto surprinși în trafic. Pentru înlăturarea efectelor au intervenit detașamente de pompieri, dar și reprezentanții ai altor instituții abilitate. Acoperișul unui bloc din Lupeni cu o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați a fost dislocat de vânt și trântit la pământ. Elemente din structura acoperișului au aterizat pe o linie ferată nefolosită, precum și pe un autoturism aflat în proximitatea imobilului. O echipă a gărzii de intervenție Lupeni și membri ai Comitetului Local pentru Situații de Urgență au acționat azi noapte pentru îndepărtarea elementelor din lemn și pentru îndepărtarea tablei de asemenea. Totodată au fost și drumuri afectate sau autovehicule blocate în trafic, inclusiv o ambulanță, dar problemele au fost rezolvate rapid. O ambulanță a serviciului de ambulanță județean a rămas înzăpezită pe drumul care face legătura cu satul Dăbâca. În autoutilitar se afla un pacient COVID ce fusese externat. O echipă a drumurilor județene a acționat cu celeritate cu autospecialele din dotare pentru deblocarea drumului, situația fiind remediată în scurtă vreme. De asemenea, un copac rupt de vânt a blocat timp de câteva zeci de minute drumul care face legătura cu localitatea Muncel. Un echipaj al detașamentului DEVA, precum și angajații ai drumurilor județene, au acționat pentru segmentarea și îndepărtarea materialului lemnos de pe carosabil. Zona înaltă montană a județului Hunedoara s-a aflat timp de mai bine de 6 ore sub incidența avertizării de cod roșu de fenomene meteo imediate, caracterizate de viscol puternic, intensificări de vânt de până la 170 de km pe oră, zăpadă troienită și vizibilitate zero la peste 1800 de metri altitudine.